Bine v-am găsit, stimați telespectatori, verdele perfect din spatele meu arată că m-am întors la București, că sunt în biroul editurii Mediafax, sunt singur aici, ora cât? 21:30. Toți cei de la multinaționale din această clădire au plecat. Și în absența mea, Adrian Sârbu a trimis aici o echipă și mi-a pus la lumină. Am o lumină acolo, una acolo, una în spate. Studio, mai am un pic și va fi studio Julieta. Cum o fi arătând ăștia, te felicite ăștia care trec pe aici, că sunt unii care trec, sunt fete cu care stau toată ziua în laptop. Și trec așa din când în când cu laptop. Ei, drăcie, ce rap, că o să miște. Și trec așa din când în când cu laptopul în mână. Cred că și la... când mănâncă cu laptop. Așa, bun. Bun, treaba lor, tineri. Deci, să vedem. Primul subiect este adresa pe care a trimis-o Renate Weber către toate instituțiile din România, punând o întrebare. Mai multe. Eu mă refer la asta. Care este numărul total al cetățenilor cu drept de vot? O să spun de ce a apucat-o pe Renate Weber. În primul rând, încă o dată, stima mea pentru Renate Weber. Nu a fost niciodată un avocat al poporului atât de serios, dar în general, v-am spus, la noi anumite funcții sunt considerate sinecuri. Cea de avocat al poporului sinecură. Renate Weber și-a luat în serios chestia asta și sigur că îi și deranjează rău de tot pe Orban. De exemplu, ea a pus o chestiune de potrivit cărei legi polițiștii merg în civil și ne verifică dacă avem mai sau nu. Tilișcă ăla, ăsta, Ludovic Orban, tatăl adoptiv al lui Nicușor Dan și ce-o fi, nepoțel, cumnalul ăla de la Cotroceni, frate mai mic, așa era. Nu la nu al lui fratesul, frate mai mic al lui Iohannis, da? A zis, domnule, nu, în loc să spună, domnule, da, într-adevăr, trebuie să vedem care e legea, nu, domnule, acționați în continuare. Niște bandiți. De ce, domnul Claus Iohannis este în stare și dacă au... De ce ați ajuns 3.100, da? Sunt toate șansele să fie spre sfârșitul octombrie vreo 7.000 infectări. Credeți că Claus Iohannis va da înapoi? Nu. Omul vrea neapărat alegeri acum, cât mai repede, cât mai în viteză, cât mai fără nicio procedură, că el vrea neapărat vreo 40 și ceva la sută pentru PNL, vă spun cât au calculat ei din softul de la STS, și o să vedeți acum legătura cu Renate Weber, probabil că PMP va avea vreo 10%, că o să-i fure pe aia de la USR Plus, o să ia de la USR Plus și o să dea la PMP și o să spună, domnule, tot de dreapta și UDMR-ul care e vorba bancului ăla. Era un banc post-decembrist. Domnule, UDMR-ul zice, dați-mi un guvern ca să venim și noi. Dar n-are, mă întreabă. Se au fost și cu PSD și cu UDM și cu... Acum au Kelemen Hunor de semnalul. Ați văzut. Trebuie să fie guvern de dreapta. Adică deși noi suntem gata. Adică deja le-a zis lor de la STS, de la sistem, de la servicii, da, mă, suntem de acord. Și consecință, UDMR o să obțină și el vreo 7%, maghiar de la Vaslui, de la Focșani, că știți că toată Moldova și Oltenia e plină de cetățeni maghiari. Mai puțin la Covasna Harghita, că acolo ea votează pe Tocheș, da, pe UDMR vor vota. O să vedeți, în Teleorman, acolo unde ungurii nu știu pe unde este, ce cetățeni ungurii din România, nu știu pe unde este Alexandria, că ei sunt pe undeva pe acolo, prin Covasna Harghita. Toată stima pentru ei, dar acum o să vedeți, vedeți. Vaslui, ce mai vrea? Suceava Suceava, nu știu, Vaslui, Galați, Brăila,
Constanța vor vota masiv pentru UDMR. Deci asta este planul, să facă o majoritate tare, cum ar veni, și omul, cum am zis, să modifice Constituția și el să mai candideze de două ori, pentru că dacă era o republică prezidențială, este a doua republică și el poate candida. Asta e scopul lui, nu că vrea el să facă ceva, am văzut acolo articole, tefeliștii din presă, domnule, dar omul vrea ca să... Hai mă, să-mi fiți, n-a făcut nimic până acum. Adică 6 ani și o să fac acum, când va avea guvernul lui, parlamentul lui, serviciile lui, autostrada lui, SPP-ul lui. Hai, bun. De ce a dat drumul, de ce... Hai să vă spun de desubturile acestei adrese. M-a sunat și Bogdan Iacob, eram în drum spre București și mi-a atras atenția, nu urmărisem. Când am plecat dimineața de la Sinaia, nu era încă acest comunicat al avocatului poporului și Bogdan Iacob are de la suspendare preocuparea asta. Îți vă spun de ce. Când a fost cu suspendarea lui Traian Băsescu, dacă mai țineți minte, a fost o problemă. Câți cetățeni sunt drept de vot? Dacă erau mulți, așa cum erau atunci, la vremea respectivă, atunci procentajul cu care era, cu care pierduse Traian Băsescu era sub 50. Deci Traian Băsescu rămânea președinte, a rămas președinte. Atunci a venit USL, adică PNL de atunci și PSD, și pe drept cuvânt a spus, dom'le, noi am avut un recesământ în 2011, care arăta că numărul era mult mai mic, normal, am scăzut, mult mai mic. Numărul era foarte mare, mă țin minte, 22 de milioane și raportat la numărul ăla, Traian Băsescu, la procentaj era pierduse sub 50%. Raportat la numărul real, dacă ar fi fost numărul real, ar fi fost Traian Băsescu era, nu mai era președinte. Atunci a fost mare tărăboi, Ponta era premier și a zis, nu, domnule, gata, cum se termină acest tărăboi, trecem la actualizarea listelor electorale, pentru că, repet, noi suntem, scădem în fiecare an. Bun. Bogdan Iacob îmi atrage atenția și așa și este că deja noi creștem. Câte 100 de mii, 200 de mii, de ce creștem așa de mult? Și de ce nu se spune care este numărul total al cetățenilor cu drept de vot? Țineți minte că și la conferința de presă de el a întrebat cineva, nu cu întâmplător, păi Iohane, dumneavoastră, dar câți cetățeni cu drept de vot sunt în București? Și el a scăldat-o, a zis că să-i trimite el răspunsul. Nu, întrebarea nu era cu lipsită de cântec de tâlc, și anume că noi nu știm. De ce nu știm? Pentru că bandiții, cei care vor frauda masiv, adică cei de la STS, că nu, eu când am auzit, adoră mă și amuză cu sac de vot, faceți mișto de mine, adică voi să fac mișto de noi cu sac de vot, nu așa mă se fură, cu ăla, cu softul. Uitați-vă că nici acum n-au, a trecut deja duminica, acum sunt 2 săptămâni și n-au dat rezultatele finale. Nici nu se mai interesează, cred că o să le dea până la anul după lor. Deci e limpede, se fură cu STS-ul, da? N-am nicio îndoială, n-am încredere în ăștia de la STS, v-am zis. Toți bogă, dacă zgâriați pe unul din generalii care sunt în conducerea STS, veți vedea, scrie putre de corupt. Putre, băi, de mine, ce afaceri fac, da? Ați văzut până acum luat vreo unul de la STS, de la SRI, de la SPP, dă-i treaba, chiar nu. Fură, da, nu se leagă nimeni, dă-i cine, Procuratura Militară al Iohannis. Bun. Și atunci se pun de o... Deci, care e șmecheria? Șmecheria este în felul următor. La vot se prezintă 19 milioane, să zicem. Nu, adică numărul real de votanți sunt 19 milioane, dacă 18 milioane și ceva. În listele de alea sunt trecute 21 sau 22, da? 4 milioane sunt în buzunarul lui Iohannis, cu STS-ul, da? Și ei atunci nu ia dintr-o parte și pune într-alta, asta e o legendă. Ia de acolo, vine și pune, ia din ăla, din 4 milioane, și bă, 1 milion, pac la ăla, pac la ăla, pac la ăla, da?
Și de-aia, nu va da nimeni, de-aia Renate Weber trebuia să fie la ora actuală știrea numărul 1. Ăsta este principalul lucru. Nu întâmplător s-a evit tema fraudei acum. Băieți au testat-o ca să vedem dacă noi avem ceva fibră, dacă tresărim. Și nu a tresărit nimeni. Și atunci ați văzut că n-au ținut cont de nicio plângere și au dat, mai ales pe București, au fost de acolo, s-a proclamat primarii care zic ei că au câștigat. Deci de ce? Deci imaginați-vă, nu imaginați, sigur vor frauda pe rupte, va fi un dezastru. Deci, unul, așa cum v-am zis, până la alegerile parlamentare pe care Iohannis vrea să le țină cu orice preț, unul, nu o să mai rămână piatră pe piatră, din punct de vedere al sănătății românilor și din statului de drept, vor face la abuzuri incredibile și vor fura pe rupte. Atunci v-am spus cumva, vor lua, cred că de la USR, de la PSD mai puțin, că, adică PSD-ul o să aibă un scor mai mic acum, spune domnule. Nu mai a început deja să se pregătească, zice, la locale, dacă acolo baronii au tras, dar acum nu mai trag. Ei deja pregătesc terenul prin tot felul de, ăștia, prin divizia presa SRI, așa, pregătesc deja terenul, adică inclusiv imaginea asta că PSD a pierdut, nu, e făcută, băieți, la, cum să spun, la milimetru, adică, ei de pe, bă, oricum, bă, dar de ce a pierdut PSD-ul, a fost înfrânt așa de tare la generale? Păi cum? Păi n-a fost și la locale? Da, asta e clar, deci nici nu discut, vin după asta 4 ani în care nicio alegere, nu-i nicio încleștare, adică o înfruntare și omul vrea parlamentul meu ca să fie de încă de 2 ori președinte. Bun. Și vă fura. N-am inacțional. Nu mai veniți cu din ălea, că vă saci care... Ăstea sunt împotrivă. Toate astea sunt, cum a fost povestea aia cu saci, aia a fost o diversiune. Adică din adins a făcut aia, s-a dat și la televizor, ca noi să fim atenți și să zicem, bă, ia uite-mă cum fraudează ăștia, fraudează cu saci. Nu! O fi fraudând unii, dar n-au cum. Nu! Ei, se o fraudează cu softul, nu cu saci. Este o poveste. Dar noi acum, când va veni fraudarea uriașă cu softul, mă spune, mă, n-au mai fost, mă, acum, o să vedeți în seara aia, duminica aia seara, bă, zice, a câștigat pe victorie uriașă a PNL-ului 42-43%, PMP-ul 10%, USR-ul va avea puțin, bă, ați văzut, au și la locale, se ceartă între ei, că de acolo o să ia și de la PSD, clar, o să aibă 25-26, așa? Și o să pună la PNL, urieșește, dar nu tot, că nu poate să pună 50%, că pute. Și atunci ai dă lui PMP vreo 10% și îi dă și lui, și UDMR-ului vreo 7%. Și atunci 17%, gata, 57%. Aoleu, ce coaliție tare! Bun. 2. Din câte știți, noi avem un ambasador american aici, da? Unul, Adrian Zuckerman, zis, fost Adrian Zaharescu. Omul acesta, felul în care se comportă el aici, ne explică nouă de ce vor să scape americanii pentru totdeauna de Trump, da, pentru totdeauna. Așa, eu v-am spus, în cazul lui Trump avem de-a face cu cea mai mare bătaie de joc la adresa americanilor. Pentru că, din câte știm cu toții, în istoria Americii, președinția a fost o din ăsta, mașinărie, oricât a fi Kennedy, solemnă, da? Ăsta a transformat administrația prin Casa Albă într-o cuib de sifilitici. Ați văzut și noastră. Se îmbolnăvește, pleacă cu masca, nu pleacă cu masca, acum scrie pe Twitter. Deci,
Marea problemă, știu că sunt și printre noastră, din ăștia care vă Trump, cu... ce Trump? Care... Trump nu are nicio legătură cu noi, treabă ce face în America. Dar eu spun că din punct de vedere al omenirii, al soartei omenirii, el trebuie să nu mai fie, pentru că este sifilitic, nu respectă nicio regulă. Nu e previzibil, e imprevizibil, se duce în spital, pleacă de acolo, nu-și pune mască. Băi, nu merge, totuși are rachete nucleare, portavioane. Dacă ar fi președintele Malaeziei, Nigeriei, Angolei, da, Congo, belgian. E președintele Americii, la Putin e chiar stabilitate, la Putin o fi el cum o fi, dar știi că e previzibil, nu? Putin e previzibil, Merkel e previzibilă, Macron e previzibil, numai ăsta. Cum ce face el? Este un fel, să mă ierte, un fel de canal de care transmite de dimineață până seara telenovele turcești. Cum să spun, adică, nu, că Erdogan, de exemplu, e un serios, el urmărește. Nu, ăla nu știe de bine cum se vede. Bun. Și atunci, trimis în România pe unul Zuckerman, care nu e diplomat de meserie, este un șmecher care a contribuit la campania lui electorală, da, și prin Genersul, și l-au trimis aici. Și el este copia lui Trump. Din nenorocire, Trump nu o să mai fie și să-l suportăm. Deci, omul acesta a trimis un mesaj. Deci, mai țineți minte, s-a dus la Focșani ca să nu mai fie votat ca chibița lui Cosmă ăla, să nu mai fie votat Oprișan. S-a dus mai înainte la Constanța ca să fie votat Chiță. Bă, deci ceva, nu există așa ceva, nu? Ca și Trump. Păi nicio procedură, dă-o dracul, băi oameni buni, e ambasador, mă, ambasadorul Americii. Cum v-am zis eu, că s-a dus, l-a însoțit pe cine? Pe ăla, de la cancelarie, șeful cancelarie, nici măcar pe prime. Acum a trimis un mesaj, nu știu ce a fost, Forumul Institutului Aspen de la București, da? Și a zis următorul lucru, un mesaj. Am fost martorii unui proces electoral care a continuat să pună distanță între națiune și baronii tâlhari roșii, care au manipulat legea pentru a-și umple buzunarele. E vorba, el știe cum e cumpătut buzunarele. În detrimentul poporului român. Și așa, poporul român continuă să se elibereze din cătușile moștenirii corupte lăsate urmă de regimul comunist. Alo, Zuckerman, Zuckerică, Zaharescule. De 30 ani nu mai avem. Regimul comunist, alo, PSD-ista. În urmă cu doar 2 săptămâni am fost martorii unui proces electoral care a continuat să pună distanță între națiune și baronii tâlhari roșii. Și ăla Robu și ăla Scripcaru nu erau. Ei nu erau baroni. Erau baroni galbeni. Bun. Care au manipulat legea de timp, pe care au fost alese. România continuă să ia măsurile necesare pentru a trage investiții ciuciu, străine. Așa, și a zis că el a salutat viziunile și calitățile de lider ale președintului Cupă Mare, Iohannis, și ale membrilor Guvernului Premierului. Dumnezeu este ambasadorul. De ce face el? Că e ca și pentru că nu respectă nicio procedură. De ce? Deci, încă o dată, n-ai voie să te pronunți, cum să zic, unul că este nedrept, este incorrect, deoarece și baroni galbeni au căzut, doi, nu poți să vorbești așa despre un partid din România și unul din partidele importante, nu poți să lingi așa de tare fundul lui Iohannis și al lui Orban. Chiar dacă ești ambasador american, că tot o limbă ai, nu mai ales fiind și român, are o limbă. Poate că dacă era american, avea o limbă mai mare, o limbă mică. Nu poți, nu, dă-o dracule de Trump. De ce? Deci este un fel de Trump în România. Nu respectă nicio problemă. De ce nu respectă? Pentru că trabucel ăla, Zahar, nu cum îi spunem, Aurescu, Bogdan Aurescu ăla cu trabucul ăla era mai mare decât el. Așa? Acum are o problemă. Trebuie sancționată Rusia pentru otrăvirea Navalnei. Bă, dar Zaharescu, Zuckerman, ambasador american, care
Iar nu știu câte oară când face mișto de noi, se amestecă în treburile noastre interne. Tu, trabuțel, trabucică, că el e mic, trabucelul era mai. Aurescu, Bogdan Aurescu, am înțeles, te preocupă Rusia că a fost otrăvit Navalny, da? Am înțeles, te-au pus să să fie acum cățeluși, da? Bine, nu mai spun că ăștia din Parlament nu mai zic niciunul. În urmă, ar fi Parlamentul. Spune, băi, Aurescu, ia vină mă la Comisia de Politică Externă, spune, ce te-a apucat? Că văd că e singurul la ora actuală. Mă, e Polonia și Lituania, da? Bun. Bine, te ocupi de Navalny, de ruși. Dar faptul că pe teritoriul național un ambasador, fie el și american, încalcă toate protocoalele, toate procedurile, participă la alegeri, calcă în picioare un partid de opoziție, el, adică nu-l chemi, nu, dă și tu un comunicat, scrie-mă și tu pe Facebook, sau cine o fi scris pentru el pe Facebook, nu știu, Ibovnică, și care e Ibovnică, auzi, frate, Aurescu, nu cred. Ca să ai amantă, trebuie să fie o minimă personalitate. El e cu Trabucu, mă zic, fuma el acolo cu Trabucu. Bun. Ăsta este. Nenorocirea este următoarea. Că Trump nu o să mai fie. O să dispară, o să fie un coșmar, un vis. Lumea va spune, pă cum dracu, mă, de-a putut să fie unul președinte așa? Și vă fi zis, bă, americanii au avut un moment din ăsta de rătăcire. Bun, rătăcire, mă, dar după asta, uitați-vă la el, nu mai, cred că acum și comisia de dezbateri, zic că nu mai vreau online, mă rog. Așa. Deci, ăsta e. O să rămână aici, o să rămâne pe cap cu el, o să se îmbogățească pe rupte, că de-aia e și laudă pe Orban. Aoleu, cred că ia niște, cred că de aici pleacă multimiliardar în dolari, că are de unde furac, dar noi avem surse. Bun, asta este, eu vă mulțumesc, mă duc să scriu editorialul, textul scris, vă mulțumesc, la revedere!